să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Amin. Ce ar mai fi de spus după spectacolul jenant prestat de oamenii bisericii zilele astea? O catedrală pe care tot noi am plătit-o și o vom plăti din banii noștri. Că așa îmi vine câteodată. Nu m-am uitat la nimic în acest weekend. Am decis să stau cât mai departe, măcar două zile pe săptămână, de orice înseamnă televizor, rețele sociale, internet. Încerc să-mi păstrez astfel sănătatea mentală. Vă sfătuiesc să încercați, chiar funcționează, să știți. Să stai de vorbă cu ai tăi fără să te uiți la ecranul telefonului ca un imbecil. Să citești o carte sau să cânți la un instrument fără să tresari la sunetul unui mail primit. Bing, 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 bing. Dacă încă aveți dubii despre ce vă face acest tutun al zilelor noastre, dependența asta de a fi permanent online, tot timpul în priză, vă recomand și o carte. Superficialii se numește, o găsiți în librării. Mă uitam astăzi așadar pe imaginile de la sfințirea catedralei sau ce a fost acolo și mi-am zis, bă, da, da, acum e foarte clar. Cu siguranță asta nu e țara în care vreau ca ai mei copii să-mi crească nepoții. Și ce urățenie de construcție, mă, e nimic, n-are nicio formă. Uitați-vă și voi, vorba lui Florin Iaru, parcă la el am citit. Catedrala asta arată ca niște râșnițe de cafea foarte vechi, legate cumva între ele. Dar știți cum se zice, gusturile... Foarte frumos și cloapetele în care am rămas impresionat. Lasă cloapetele, să vezi cum îi spune domnul rezonanței. Da, el este personajul principal de la Vax Populi în această seară. Răzvan Anghelescu a fost la sfințirea catedralei. Nu ratați în partea a doua a emisiunii. Am văzut și bătăile, da, cum să nu. Jandarmii au intervenit și împotriva credincioșilor venit să vadă catedrala. Dar, spre lauda lor, au făcut-o cu milă, cu gaze amestecate cu mir, bastoane în formă de cruce și bocanci de pe muntele Athos. Am auzit și că un fost preot și-a dat foc în semn de protest. Am înțeles că oamenii făceau: jandarmii! Unde sunt jandarmii? Să vină jandarmii cu tunurile de apă! Of, unde-s oamenii ăștia când ai nevoie de ei? Da, e bine să știți, da. Instituțiile astea, Parlamentul, SRI-ul și Catedrala Mântuirii, sunt la doi pași una de alta. Chiar n-avem nicio scuză la o, adică, domne, n-am știut de unde să-i luăm, ne-am uitat după ei, dar nu i-am văzut. Nu merge. Cu ocazia centenarului, Gabriel Oprea se implică tot mai mult în politică. Poate nu știați, dar documentul Unirii s-a semnat chiar în sufrageria lui, da. Ministerul Român de Externe s-a arătat solidar cu Ucraina după ce rușii au capturat 3 vase ucrainene din Marea Neagră. Mă rog, asta nu înseamnă nimic. Ucrainenii știu foarte bine că putem să întoarcem oricând armele. Vedeți ce bine că n-am făcut autostrăzi. Vă spun, nimic nu strică asfaltul mai rău decât șenilele de tank. După ce trece tankul, intri pe autostradă și faci numai nasol. O vacă a intrat pe autostradă între Aiud și Turda și a început să fugă pe carosabil. Ciudat e că tot erau șoferi care semnalizau mai puțin decât vaca la schimbarea benzii. Niște boi. Și în sfârșit o veste bună. România a început să urce ușor, ușor în clasamentele UE. După Brexit, nu o să mai fim pe 28, ci pe 27. Vedeți? Dacă strângi cureaua, muncești mult și ai răbdare, rezultatele vin. Felicitări, domnul manager Daniel! Ați inaugurat exact ca politicienii ce taie o pamblică la o autostradă care de-a doua zi
intră în reparații. Cam așa și Matale cu Catedrala Sufletului. Ați astupat niște găuri, ați mai pus niște pereți falși. Hai bă, hai să dăm drumul, că vorba aia e foame de bani, e foame de bani, băieți. Că una e să te duci la cerșeală pentru catedrala aia în care se tot bagă bani fără număr, și alta e să mergi la modul: știți, Doamne ajută, ne mai dați și nouă niște bani? Da, știu, știu că ați mai dat, dar ați văzut, suntem aproape gata, s-a dat și la televizor, un hop mai avem, da, cu 50 de milioane de euro o terminăm. Haideți, haideți că este pentru Domnul, nu e pentru noi, că noi n-avem nevoie păcatele noastre. Dar Dumnezeu, nu ne înțelegem cu El dacă nu terminăm catedrala. Stați liniștiți, dragi români, construcția până la finalizare mai durează 5 ani ca popa. Nu vă recomand să calculați cât înseamnă anii în bani, că vă stricați sărbătorile. Bani de la buget, banii noștri, cum ar veni, bineînțeles, la ei mă refer. Că dacă ar fi băgat domnul Daniel, nu știu, profitul din Trinitas, din hoteluri, din monopolul pe lumânări și tămâie, cum s-a angajat când a primit de la stat terenul ăla care face vreo 200 de milioane de euro, e, ar fi fost altceva. Un monument care ne putem mândri. Și cred că mândria aceasta nu este a mea ca și prim-ministru, este mândria pe care trebuie să o poartă în suflet orice român. O, femeie, vezi că iar ai jucat în picioare limba română. Este un monument care ne putem mândri. Frigul, frate, i-a oprit motorașele și alea care mai mergeau. Dar nu e nimic. Doamna Dăncilă ne zice: e, haideți să ne bucurăm, să nu mai vorbim acum despre bani, despre altele. Nu mai vorbiți, doamnă, nu vedeți ce se întâmplă când deschideți gura? Dezastru. Asta e ca după un viol în urma căruia se naște un copil. E, acum haideți să jucăm la botez. Lasă, domne, ce a fost, a fost. Uite, mă, uite ce frumos e copilul. Să celebrăm viața. Ce mai contează un viol? Acum 2000 de ani erau doar violuri, domne. Numai că nu s-a încheiat, nu? Violul continuă, fraților. Bagă băieții ca nebunii. Iată ce povestește Ciprian Ciucu, consilier la primăria Capitalei. Când am ajuns în primărie, m-am dus la direcția de culte și am zis că vreau să văd rapoartele, să înțeleg pe ce s-au cheltuit banii dați pentru catedrală. Nu raportează nimic, mi s-a spus. Cum adică nu raportează nimic? Le dați milioane de euro și nu raportează? Nu este o procedură de raportare, am întrebat? Nu. Ei, auzi, domne, ce frumos! Deci primăria dă bani, bor îi ia, zice să rămână și gata, domne, mua, papa! N-aduce niciun act prin care să justifice cum s-au cheltuit banii. Știți ce mi se pare absolut jenant din partea noastră ca societate? Asta. Le cerem politicienilor sfințenie, dar le permitem oamenilor bisericii toate metehnele politicienilor. De ce facem așa ceva? Cum să sperăm că ne putem face o țară dacă noi îi situăm pe oamenii bisericii deasupra oricărei legi? Exact despre asta e vorba, fraților. Îi aplaudăm pe oamenii bisericii atunci când se comportă exact ca politicienii pe care îi detestăm. De ce să-i cer unui politician să deconteze toate cheltuielile, iar preoților nu? Sunt plătiți și unii și alții din bani publici. Da, da, salariile preoților tot de la stat sunt plătite. Nu vi se pare foarte ciudat comportamentul nostru? E, o întreagă nebunie cu subiectul ăsta și a intervenit imediat Patriarhia. Nu e, domne, de la noi mașina, e de la SPP, aveți grijă cu fake news-urile astea. De ce ei au greșit, da? Eu am vrut să zic: bă, băiatule, n-are cum. Nu circulă Daniel cu răpciuga aia de 100.000 de euro. Cu de-aia circulă un mitropoli, ceva, un sărac de ăsta. Hey,
ușor, oameni buni, ușor, e catedrală pentru toți. Și încă ceva, Bor spune că a cheltuit 110 milioane de euro până acum, dintre care 85 de milioane de la stat. Adică de la noi, de la populime. E, dacă aduni sumele date de stat, ies cu vreo 40 de milioane mai mult. Au scris și au scris foarte bine colegii de la Să Fie Lumină despre asta. Vă recomand să citiți și să susțineți proiectul. Eu cred că din banii de catedrală se face o catedrală și se mai pune cașcaval deoparte. Bă, cumpătați, oameni, bravo! Oricum, să nu dai tu o fasole, mă, o ciorbă, mă, un covrig, orice acolo. Urât, urât. Am văzut oameni, rodeau la fier beton, tată. Gata, opriți justiția că vrea Livache să coboare. Nu-i convine cum s-a tras la sorți completul de 5 de la înalta curte, care ar fi urmat să-l judece în dosarul Bombonica. Mă rog, culmea e că i-a dat și dreptate curtea de apel, care acum a suspendat toate procesele de la instanța supremă. Uite, pentru cine se întreba de ce nu există dreptate în țară, asta e explicația. Nu se mai judecă nimic la înalta curte. Această decizie are drept efect faptul că la următoarele termene de judecată, cel puțin până la motivarea deciziei Curții Constituționale, aceste completuri nu vor putea funcționa pentru că ele au fost desemnate în baza unei hotărâri care a fost suspendată conform legii și efectele sunt suspendate. Acum pare că Livache se uită de sus la noi și ne spune: vedeți, băi, fraierilor, ați vrut să mă judecați pe mine și ce ați rezolvat, a? Nimic? Ba, acum nu mai puteți să judecați pe nimeni o perioadă. Oricum e gospodar domnul Dragnea. A mai câștigat vreo 2-3 luni de libertate cu cât a întârziat procesul de la înalta curte. Unii ar putea spune că e puțin, dar nu, să știți că se adună. 2 luni de colo, 3 luni de dincolo și așa te trezești că ai făcut 90 de ani și tot nu te-a băgat nimeni la bulău. Da, da. Așa, domnul Dragnea, să cântăm că-i motiv de bucurie ăsta. Ați fentat procesul încă o dată. Puteți să faceți o întreagă serie de filme despre cum ați fugit de justiție până acum. Oare la cât s-a ajuns, mă? Greu de judecat? 5? 6? Bruce Willis e pantalon scurs pe lângă matale. Asta ar merge în paralel cu seria Greu de demis, care ar fi despre încercările puciștilor de a-l da jos pe Livache. Și ca să nu se supere Iordache, o să fie un film asemănător și despre el. Da, se va numi Greu de cap. Moment emoționant la Alba Iulia. Viorica Dăncilă a participat la balul bobocilor de la Universitatea 1 decembrie 1918 din localitate. Și cu toate că nu mai are nevoie de nicio prezentare, studenții au avut grijă să o prezinte pe doamna prim-ministru exact așa cum se cuvine, cu tot respectul. Le dau cuvântul. Doamna care știe ce spune, știe ce vrea și știe ce face și își dă interesul pentru o mai bună disciplină în ceea ce privește perlele pe care le scoate. Fără mai multe introduceri, aplauze pentru Ion Luca Caragiale și Viorica Dăncilă, întruchipați de Paul Soț și Antonia Beteanu. Ups, parodie, felicitări doamna Vio, iată că ați ajuns fiind încă în funcție acolo unde vă e locul, în parodiile studenților. Dar să știți că vă apreciază mucoșii, da, au observat că sunteți tot mai bună pe domeniul dumneavoastră. Serios, doamna Dăncilă, atât de mult ați ridicat standardul în domeniul perlelor, că e foarte greu să vă ironizeze cineva. Ar trebui să vă mândriți cu asta. Meseria care o fac, pe care o fac, e să stau lângă un copac, pe care mă obosește, dar de probleme mă ferește. Spre surprinderea voastră, nu sunt chiar atât de proastă. Parcă o aud pe Dăncilă. În an centenar, mă, nu se face. Bă, copii, foarte frumos, felicitări, jos pălăria. Cu atât mai mult cu cât acțiunea se desfășoară la Universitatea din Alba Iulia, da? Al cărei rector, Daniel Breaz, este noul ministru al culturii.
Deci dacă la anul o să fie niște trupe de jandarmii în sală la balul bobocilor, e clar că cineva, undeva, n-a apreciat momentul. Parcă vezi că iau jandarmii pe studenți și încep să facă niște parodii cu ei pe acolo. Dumneavoastră sunteți mai cult, vă rog eu, mergeți acasă, cult, mergeți, uitați-vă pe TV cultural. Păi dacă dumneavoastră mergeți la teatru, mergeți la teatru, ce-i la teatru, dar nu... Sau altfel, de la anul toate balurile, petrecerile și festivitățile studențești se vor ține fără sonor. Ca în filmele alea pe care le pune guvernul pe net, alea cu doamna Dăncilă în vizite de lucru și întâlniri. A? Iar ședință, Nea Livache, ușor cu cafelele, bre, începe Pitpalacu să dea rateuri. Apă plată și nervi, atât. Dacă s-ar face bani din ședințe, România ar fi peste Germania. Una peste alta, în sfârșit a demisionat Paul Stănescu. A, da, domnul, păi pe la trei nu demisionase, deci la ședință n-a demisionat. Am discutat despre demisie cu domnul Paul Stănescu, am solicitat acest lucru, domnul vicepremier Paul Stănescu nu a vrut să-și dea demisia. Dar după vreo oră așa, bine mă, hai că demisionez, i-a aruncat Viorica-i pe jos demisia și s-a dus. Altfel știm despre ce sunt aceste ședințe. Bă, ce facem cu Neamțul, ca nebunii Neamțul? Foarte bine, domnul Iohannis, foarte bine, lăsați-i să roadă-te în cuia la poi, da? Nu vom putea sta la nesfârșit cu un guvern în care președintele vrea să se implice fără să aibă competență constituțională. Luni cel mai târziu marți, dacă nu se întâmplă nimic, trebuie să utilizăm acea cale, pentru că nu putem să stăm la nu știu câta încălcare de Constituție a președintelui Iohannis. Ce, mă? Te blochează Iohannis când tu schimbi două guverne pe zi? Pe bune, ți-a pus omul ăla trei premieri, ce mai vrei? Parcă te vă, Nea Livache, ce s-ar întâmpla dacă ți-ar da Nea Claus ștampila lui de la Cotroceni, a? Ai face remanieri și noaptea, cred. Nu, serios, cum să fii atât de supărat pe Iohannis că nu pune pe cine vrei tu când ai schimbat liniile ca la hockey și nu v-a zis nimic? Acu face pe nebunul și el normal, pentru că asta ați vrut, pentru că asta e România de azi, pentru că numai așa, dar numai așa, înțelegeți. Nu este luat în calcul niciun demers legat de suspendare. Dacă vreți suspendați dumneavoastră, PSD-ul nu va iniția acest demers. Alo, iar scăpăm boi, iar ne enervăm. Ce am zis cu cafeluțele? Da, de când îl flituiește Iohannis cu sictir așa, Dragnea se răzbună pe ziariști, ați văzut? Urlă, zbiară la ei, se încruntă, drăcuie, îi pognez lentilele. Și nu știu, dar parcă emană o energie de asta nasoală de Teleorman, o forță malefică, îndoaie gratiile, sparge lacătele. Cum a rămas? E, simplu. Bine, bine, îl așteptăm până săptămâna viitoare pe Iohăniță, dar atât? E, cum doar atât? Ce o să faceți? O să urlați din nou la ziariși, nu? Bre, ești ca ăia duși cu bidonul care se ceartă cu colegii la muncă și vin acasă și bat câinele. Cum? Cine n-are câine? E, nevasta, copii, asta e problema, mă? Să găsești ceva de bătut în România? De ce să-i bată? Lasă că știu ei. Vă propun acum să vedem un pic cum e treaba cu banii noștri, care devin de fapt banii lor. PSD a venit cu două mari șmecherii: Fondul Suveran de Investiții și Companiile Primăriei București. Cu alte cuvinte, domne, să fie statul proprietar, să avem și noi averea noastră, poporul adică. Păi mă, băieți, poporul a avut toate aceste lucruri, ba a avut mult mai multe, dar ne-a zis că statul e prost administrator și trebuie vândute. A? Prin Fondul Suveran de Investiții, guvernul vrea să financeze diferite companii, de la unele nou înființate până la cele de importanță strategică din industrie și energie. Totodată sunt vizate investiții în infrastructură, IT și în zonele slab dezvoltate. În România, să știți, se petrece un experiment de o stupizenie rar întâlnită în istoria universului. PSD și ALDE s-au gândit să adune firmele cu capital de stat sub o singură umbrelă. Ideea e că în acest fond suveran există firme foarte profitabile, ca Hidroelectrica, dar și companii precum CFR, care îți daună totală.
care-i șmecheria? Uite, vă dau un exemplu. Norvegia are un astfel de fond. Știți ce conține? Banii pe care Norvegia i-a scos din gaze și petrol. Au băgat banii în fondul ăsta și au ajuns, atenție, la un profit de peste 130 de miliarde de euro. Da, ați auzit bine. Profit de peste 130 de miliarde de euro anul trecut. Dar Norvegia nu doar că a făcut asta cu banii pe care îi avea în plus, dar nici n-are un PSD la putere, adică... Noi credem că este un cadru care elimină orice risc pentru societățile comerciale care vor intra în cadrul acestui fond și de asemenea o ordonanță care să creeze condițiile pentru ca un fond suveran de dezvoltare și investiții în România să contribuie într-un mod serios la dezvoltarea acestei țări. La noi însă, pur și simplu, statul PSD-ist face o instituție. Adică se pune pe angajat oameni și pe spart bani pentru salarii. Știți cât se bagă în primul an în România în acest fond? 200 de milioane. Puh, la fix livache, bani de campanie, tăticu. La fel face și Madame Firea în București. S-au înființat 22 de companii ale primăriei. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă foarte mulți bani sparți pe salarii. Înseamnă amici, prieteni, înseamnă slugi angajate în posturi cheie, înseamnă contracte și bani, tată. Foarte mulți bani. Mă rog, jucăria asta a doamnei s-a cam stricat, pentru că justiția tocmai a zis că e ilegală decizia de constituire a acestor companii. Da, da, asta după ce ele s-au făcut, au fost angajați oameni, s-au spart o grămadă de bani, e ilegală. Cine răspunde? Tata mare! Curtea de apel București a decis că toate cele 22 de companii ale primăriei București au fost înființate ilegal. Un verdict definitiv dat după o sesizare a USR. Bine, Firea zice acum că a picat doar hotărârea de consiliu, dar firmele merg înainte. O aberație. E ca și cum ai spune că s-au fraudat alegerile prezidențiale, dar președintele rămâne președinte. Marș, mă! E foarte amuzant cum se joacă oamenii ăștia cu mințile și cu viețile noastre. După 89 au vândut tot pe mai nimic și au luat șpăgi, oamenii au rămas pe drumuri, fără locuri de muncă. E, acum li s-a făcut de niște instituții unde prietenii lor să frece menta pe foarte mulți bani. Așa că hai mă să deschidem companii de construcții, de orice. Chiar, Nea Livache, știi care mai era firmă de construcții și a fost privatizată? Tel Drumbre, da! Bani, fraților, bani! Cum să iei bani de la buget și să-i bagi în buzunar? Despre asta e toată politica românească a ultimilor 30 de ani.